Salut, sunt șef Cristian Dumitru și începem împreună o serie de masterclass-uri Powered by Selgros, bineînțeles. O să facem primul masterclass de astăzi. Am zis, dacă toată lumea vorbește de carne, hai să facem un pic diferit și să facem fără carne, să gătim împreună mâncare bună, sănătoasă și să ne gândim un pic cum să ne echilibrăm așa dieta. Mai puțină carne, mai multe legume, mai ales că e sezonul primăvară, vară, avem legume din abundență. Vă prezint ingredientele pe care le folosim astăzi la prima rețetă. Prima rețetă fiind o chiftea, să zicem așa, din legume, dar și cu ceva brânză ca să îi îmbogățim gustul. Și avem o brânză de burduf, super bună, românească. Ingredientele care sunt întinse pe masă le găsiți la Selgros. Am fost la Selgros, le-am luat, vi le-am întins aici pe masă. Căpșunile nu le folosim în rețeta asta, dar dau bine la cameră și am zis hai să spargem cu puțină culoare roșie. Folosim așa, pentru rețeta, prima rețetă și starterul nostru, avem nevoie de dovlecel. Dovlecel normal sau dovlecel zucchini, ce găsiți, ce vă este la îndemână și ce e mai proaspăt, bineînțeles. Morcovi, puțină ceapă roșie, am tăiat-o deja, ouă și brânza de burduf. Mai folosim sare, piper și puțin ulei. Și o să vedeți că se gătesc relativ repede, relativ simplu, dar sunt super savuroase și foarte, foarte sănătoase. Prima dată ne apucăm să dăm pe răzătoare dovlecei. Important să-i dăm și să-i lăsăm câteva minute și să-i stoarcem foarte, foarte bine de apă, astfel încât să avem o chiftea foarte bine legată. Pentru că dacă nu-i stoarcem bine de apă, în tigaia acolo nu ni se va lega bine. Trebuie să ne bucurăm puțin când facem mâncarea, să se simte energia bună în ea. Avem dovlecelul, punem un pic în stand-by aici și dăm cu puțină sare. Sarea ne ajută să scoatem foarte repede apa din legume. Uităm aici și ne ocupăm de morcovi. Perfect, eu zic că ne ajunge morcovul. N-are rost să facem mai mult decât folosim. Aici curățăm un pic zona. Dacă ai răbdare suficientă, nu mai este nevoie să-l storci așa. Îl lași jumătate de oră, chiar și o oră. Și se duce apa, dar noi acum forțăm un pic lucrurile. Stăm așa mult. Deci trebuie foarte, foarte bine stors. Cred că se și vede cât apare. Sau poți să-l iei, să-l pui într-un tifon sau într-un prosop și să-l rotești bine, 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 îl strânge acolo și o să elimini foarte bine apă. Adăugăm și morcov. Morcovul nu are așa multă apă, dar îl stoarce și pe el. Să fim siguri. Venim cu ceapa, nu foarte multă, doar să îi îmbogățim un pic aroma. Amestecăm iar toate ingredientele, înainte să adăugăm brânza sau ouăle. Brânza pe răzătoare. La fel, în funcție de cât de mult vă place brânza, sau în funcție de cât de mult aroma de brânză vreți să aveți în rețetă, vă recomand să o folosiți direct de la frigider. Merge mult mai repede. Altfel, la temperatura camerei, fiind foarte grasă, imediat se moaie și se lucrează puțin mai greu. Adăugăm ouăle. Ce e important la ouă? Întotdeauna folosim un bol și le spargem în bol. Vedem dacă sunt ok. Dacă sunt ok și nu are un firicel de sânge sau ceva,
putem să le adăugăm în compoziție. Și așa ne ajută super mult să nu compromitem toată compoziția sau să ne distrugem toată munca pe care am făcut-o până în momentul respectiv. Avem toate ingredientele, adăugăm puțin piper. Și acum, pentru că uitai că am mânut și așa am pus mâna, o să mă dezinfectez un pic. Ceea ce vă recomand și vouă să fiți foarte atenți. Dezinfectez și palma fără mânușe. O hârtie. Verificăm să nu miroase alcool sau alte, că nu vrem să ne sabotăm singuri. Perfect. Și acum amestecăm compoziția. Perfect. Ne apucăm să le gătim acum, să le prăjim. Focul mediu. Pornim plita. Avem ulei de floarea soarelui aici. Sunt să încingă un pic, durează foarte puțin la plita pe inducție, imediat s-a încălzit tigaia. Deja s-a încălzit. Puțin ulei vegetal. Și le-am format. Chiar dacă se întorc mai greu, se manipulează mai greu pentru că brânza este foarte grasă și atunci ea, în contact cu căldura, începe să moaie și mai tare, dar gustul e senzațional și atunci efortul se merită. Nu trebuie să vă descurajez. Perfect. Și acum zic să le montăm. Împreună, două chifteluțe suficiente pentru porția noastră. Am pus pe hârtie absorbantă să luăm excesul de ulei. Înlungim un pic. Perfect. Și ce avem aici? Avem o maioneză super bună, maioneză clasică, plus am pus eu ceva amărar, ceva pătrunjel și puțină zeamă de lămâie. Să creăm un pic de aciditate, că va merge super bine cu preparatul. Și îmbrăcăm frumos în toate aromele astea. Dacă avem mărar și pătrunjel în maioneză, zic să mergem cu el mai departe. Și dăm mai multă aromă, mai multă prospețime, mai multă sănătate. Și acum trecem la rețeta numărul 2. Nu v-am zis de la început, am zis să vă țin în suspans, așa, dacă am făcut o gustare rece sau caldă, cum vreți voi să serviți chiftelele, merg și calde, merg și reci, să facem și o friptură. Hai să facem o friptură de țelină, vă propun eu astăzi. Puteți să faceți friptură, na, nu știu din ce vreți, puteți să o faceți din conopidă, puteți să o faceți din păstârnac. Acum sunt o grămadă de variante, rețete și creativitatea, cred că na, putem să ne opunem la încercare, să testăm. Facem o friptură de țelină. Avem aici un sparanghel, că na, e sezonul lui și doar ce l-am cules recent. E un sparanghel alb, proaspăt blanșat,
L-am lăsat aici, s-a scurs super bine, doar o să-l tragem la tigaie 30 de secunde și este perfect. Ce o să facem mai departe? Avem o brânză de capră, special pentru sparanghelul nostru, merge senzațional de bine. Și mai avem câte ceva cepe mici murate aici. La fel, un pic de aciditate, un pic de contrast, avem dulce, avem acru, avem amară. Încercăm să creăm arome cât mai complexe ca să nu ne lipsească carnea. Asta e ideea. Ce o să facem? Luăm țelina, o curățăm foarte bine de coaje, după care o porționăm fiecare cum dorește. O să fac un steak undeva la vreo 150 de grame, pe care o să-l fierbem într-un amestec de lapte. Avem aici foi de dafin, avem cimbrișor, câteva boabe de piper și, bineînțeles, sare. După ce am fiert-o 70%, vă zic eu așa, o să ne întoarcem cu ea, după ce am scurs-o bine, o să ne întoarcem cu ea pe tigaie și o să o tratăm fix ca pe o friptură de vită, să zicem, și atunci o să intervenim cu un pic de unt, iar puțin cimbrișor, poate și ceva rozmarin. Păi, hai să ne apucăm de treabă, zic. Așa, o să facem un fierbător. Curățăm. Nu vă place țelina, încercați păstârnac. Nu vă place nici țelina, nici păstârnacul, încercați cu conopidă. Aici nu aruncăm niciodată, putem să folosim la supe, putem să folosim la stocuri. Încercăm să aranjăm cât mai bine și frumos. Sau vă dau un pont, dacă vreți să faceți mai multe fripturi, să lucrați cu țelina întreagă, ați fiert-o sau mai multe țeline, le fierbeți, le-ați răcit, după care le fileați și vi le împărțiți exact așa cum vreți. Așa, aici o parte. Perfect. Cam așa arată friptura noastră. Acum pornim plita. Nu durează mult. Friptura asta pe care o avem aici e gata fiartă în 5 minute maxim. Avem aromele. Boabele de piper, cimbrișor, foi de dafin, sare, bineînțeles, musese. Ca să înțelegeți exact ce se întâmplă aici, aromatizez fix așa cum îmi doresc laptele sau baia de apă, depinde cum vreți să o gătiți.
astfel încât friptura, atunci când a fost fiartă, să fie exact așa cum eu doresc eu ca și gust. În partea de tigaie ar trebui doar să o caramelizăm, astfel încât să scoatem un pic mai mult aromele în evidență. Dar gustul îl dăm aici. Amestecăm un pic. Se vede, păcat că nu simțiți miros, e demențiat. Acum cu grijă o scoatem. M-am încăpățânat eu să nu-mi iau o spatulă, dar reușesc până la urmă. Și lăsăm aromele astea pe ea un pic. Mare grijă că acum este mult mai sensibilă. Perfect! Avem fix ce ne trebuie, o lăsăm câteva minute să se odihnească, să-și tragă și ea sufletul. Prima fază încheiată. Avem țelina noastră, adică friptura noastră de țelină este gata fiartă. Pornim plita. Dacă vrea să pornească, dau să pornească. Da. Perfect. Foc mediu, la fel lăsăm un pic tigaia să încingă. Avem aici, iar, ulei de floare, nu foarte mult. Încercăm să avem grijă și la numărul de calorii. Perfect, s-a încins. Plitele ăștia pe inducție sunt o minune. Ne verificăm un pic. Așa, perfect, da. Cu mare grijă, că ea acum este mult mai fragilă, ca să zicem așa. Este, s-a încins și acum ușor. Ducem aici, iau o sfâră. O facem bine până devine aurie, până se românește bine. Să vedeți și aroma. Bine, o să vedeți dacă o să încercați asta, că altfel n-a, e greu să vă transmitem deocamdată aroma. Dar noi ne-am apucat să cumva să facem cât mai repede cu putință să vă trimitem și mirosurile, nu doar imaginile. Reducem temperatura și ne pregătim exact cum v-am zis. Hai să o tratăm fix ca pe o friptură și atunci venim cu unt. Avem aici în coșul nostru cu mirodenii câteva crânguțe de cimbrișor. Ia uzi. Ceva rozmarin. Mai completăm cu unt. Mare grijă că e să nu rupem. Dăm drumul înapoi la plită. Pregătim sparanghelul în aceeași, doar trebuie încălzit și un pic, îi dăm un pic de aromă de cimbrișor și rozmarin.
fix, cum v-am zis, 30 de secunde e suficient. Și acum la fel, ușor, cu grijă, să încerc eu să iau pânzeta. La fel e foarte fraged. Facem aici exact ca la o friptură adevărată, carne, perfect, sare, piper. Începe montajul, nu copul de friptură, iar cu grijă să nu se... E foarte fragedă, asta înseamnă friptură de calitate, să fie fragedă. Acum avem ungurajii noștri de sparanghel alb. Poate ați văzut că la toate rețetele, în mare parte toate rețetele, folosim foarte, foarte multă verdeață și foarte multe microplante. Și asta nu e o întâmplare și nu este doar pentru decor, ci de fapt este mai mult pentru aromă, un plus de prospețime. Gândiți-vă că aveți în farfurie ceva viu, proaspăt tăiat. Acum completăm cu ceapa asta mică și super gustoasă. Și completăm prânza de capră, avem aici. Petale. Și puțin ulei aromatizat, tot la fel să ne legăm gusturile. Și uite așa, friptură și garnitură fără carne. Motor. Și hai că am gătit toată ziua, am ajuns și la final. Să facem ultimul moment, să-l facem dulce, zic eu așa. Cred că v-ați prins și voi că urma un desert. Și am zis, dacă tot suntem primăvară, vară, aproape spre vară, vremea nu ne ajută deocamdată. Hai să facem ceva cu căpșunile alea de care v-am zis la început. Facem un sos de căpșuni super repede, căpșuni și zahăr, simplu, și o prăjiturică. Are super puține ingrediente, am aici un praf de sare, am puțin praf de copt și făină, vreo 250 de grame de făină, două ouă, puțin lapte, le amestecăm pe toate, punem mixerul din spatele meu să lucreze, noi lucrăm mai mult cu capul și mai puțin cu mâinile, ne ajutăm de utilaje, le amestecăm pe toate, mergem cu ea la cuptor și iasă cea mai bună prăjitură și în cel mai scurt timp și ne simțim și bine și fericiți și mâncăm și sănătos. Hai să ne apucăm prima dată, zic eu, de căpșuni, pentru că o să dureze un pic până ajung ele sub formă de sos. Le curățăm așa, deci sunt senzaționale, e un miros
Nu știu de unde le-au cules băieții ăștia de la Selgros, dar sunt super bune. Pot să confirme băieții ăștia de stau camerele pe aici, am o echipă mare, sunt vreo 10 persoane în spate, voi nu vedeți, dar eu știu. Glumesc, suntem mai puțini. Respectăm normele, asta înseamnă că sunt eu și încă doi băieți. Facem o echipă fantastică, 3 persoane. Așa. Deci avem undeva la 500 de grame de căpșuni și am pus eu pentru sosul ăsta 500 de grame de căpșuni cu, zic așa, vreo 70 de grame de zahăr e suficient pentru că ele sunt foarte aromate și foarte dulci. Și atunci nu mai avem nevoie de așa mult zahăr. Hai să mai tăiem un pic din ele. Luăm aici. Ne luăm vasul. Pornim plita. Foc mediu. Și zahăr. Ce vă recomand întotdeauna, ingredientele astea fine, gen praful de copt, gen sarea, gen făina, puteți să le dați printr-o sită, o să fie textura mult mai fină la prăjitură sau la ce faceți. Sunt într-o sită, punem tot și începem să le dăm. Începem cu ingredientele uscate, da? Le-am pus zahărul. Strâns tot aici. Și acum ia să mă chiar din față să vedeți mai ușor. Avem toate ingredientele puse aici. Acum ouăle. Cum am zis și data trecută la ou. Le spargem, le verificăm. Dacă sunt ok, e perfect. Merge. Că altfel vă stricați toată compoziția. E perfect. Rățăm. Ce am pus ouăle, punem laptele. Puțin ulei, cam două linguri, e suficient. Și acum punem roboțelul nostru la treabă. Trebuie să omogenizăm toată compoziția. Curat. Asta e. Încet, fără grabă. E nebunie aici. Nebunie. Se poate face și la mixer, nu trebuie neapărat cu un mixer planetar și la tel. Curățăm un pic pereții, ne grăbim și prăjitura e gata. Bine, mai trebuie să mai meargă la cuptor, mai are câteva etape, aranjăm frumos, mai facem ceva. Dar ce a fost greu, a trecut. Sunt foarte.
Și facem prăjiturica super bună, super repede. E gata și sosul. Facem o combinație. Uite, o să vedeți imediat. Deci, compoziții avem. Punem toată compoziția aici, să vedeți și voi. Să vadă și colegii mei. Așa. Murdări eu un pic pe aici. Întindem peste tot uniform. Cam asta e. Perfect. Și acum? Și punem câteva căpșunele de sal și aici. Cam asta e. 160 de grade, circa 15 minute și este gata. Țin un pic de aici. Facem un pic aici. Așa. Și pregătim nebunia, e super fierbinte. O recomand să așteptați să răcească. Dar eu nu mă aștept, că s-a făcut și târziu, ne-e și poftă. Ia uite și ce bufoasă e. Miroase demențial. Și acum, fiecare o porționează cum dorește. Să leg. Facem o porție. Și pregătim aici farfuria. Sosul avem. Și acum venim și câteva căpșunele proaspete, le-am pregătit aici. Aranjăm așa în puțin. Am făcut și desertul. Avem trei feluri de mâncare. Bune și sănătoase, zic eu.